Casele inteligente sunt un concept tot mai discutat, dar inteligent ar trebui să fie și modul în care sunt construite. Asta se poate face cu imprimante smart, ce folosesc materiale ecologice și mai puțină resursă umană, după care proprietarii pot începe să populeze construcția cu alte elemente smart. De ce avem nevoie pentru o casă cu adevărat inteligentă, aflăm chiar acum. Construcția unei case poate fi un proces anevoios, zgomotos și pe alocuri stresant, dar dacă faci o construcție inteligentă, lucrurile pot sta mult diferit. Într-un viitor, poate nu foarte îndepărtat, șantierele ar putea înceta să mai fie atât de gălăgioase și să fie atât de pline de oameni. Iar muncitorii de pe aceste șantiere ar putea fi înlocuiți de astfel de imprimante, care să preia munca oamenilor și să compenseze tot ceea ce nu pot face ei. Acest utilaj poate construi pereții unei camere în doar câteva ore și are nevoie de doar doi oameni, unul care să alimenteze imprimanta cu material și unul care să supravegheze partea tehnică. Viitorul e destul de aproape pentru că avem un plan să facem cel puțin 10-20 de case în următorul an, de căsuțe în următorul an. Și astfel de imprimante, unde le vedeți folosite în viitor? Cu siguranță pentru pereți, cu siguranță pentru case, cu siguranță pentru structuri de mici dimensiuni. Specialiștii ne recomandă să vedem ideea de casă inteligentă ca pe un proiect ce trebuie să fie smart încă de la prima idee. Prin urmare, poziționarea și potențialul zonei sunt și ele componente cheie într-un proiect de casă inteligentă. În primul să fie o locație în care circulă oamenii și banii, adică o locație cerută, o locație în care oamenii vor să locuiască sau să lucreze sau să se ducă să se distreze sau să interacționeze cu alți oameni. Și în felul ăsta îți dai seama de locații importante din orașe sau alte regiuni. Apoi este important să fie legată ca infrastructură de infrastructură existentă de transport și facilități, dar și infrastructură viitoare, pentru că dacă, de exemplu, va veni în zona în care tu cumperi sau investești o autostradă sau o gară sau un metrou sau, eu știu, spital, parc și cea mai departe, zona va crește 100%. După ce am terminat de construit, putem începe să adăugăm elemente inteligente. Ar fi bine să începem chiar de la intrare, cu o ușă smart ce poate fi controlată cu ajutorul unei aplicații mobile. Dacă suntem în proximitatea ușii, putem să instalăm aplicația Home Plus Security și doar fiind în proximitatea ușii, putem să venim cu dispozitivul mobil și să-i dăm acces. Și în momentul acesta o să putem să deschidem după ce mi-arată tableta. Understood. Și acum putem să deschidem sau să închidem din dispozitivul mobil. Casele pot fi inteligente nu doar pentru noi, ci și pentru animalele de companie. Pentru pisici putem alege litiere inteligente, dar și un supraveghetor robotizat. Avem un roboțel, robotul companion pentru pisicuțe, prin care tu poți să-i dai cu laserul, prin care să te joci cu ea, o vezi pe camera video, te plimbi cu robotul efectiv prin casă și poți să-i dai și trituri. Dincolo de faptul că sunt interesante și pline de elemente care îți fac viața mai ușoară, casele inteligente mai au un avantaj. Ne ajută să facem economii pe termen lung. De cele mai multe ori, aceste dispozitive smart sunt și eficiente energetic. Tocmai pentru că sunt făcute cu tehnologii noi, de asemenea, nu uiți niciodată becul aprins acasă, nu pleci niciodată fără să te gândești, am închis apa, am robinetul pornit. Potrivit statisticilor la nivel internațional, în anul 2024, procentul de case care au elemente smart este de 9%. Până în anul 2025, acest procent ar urma să ajungă la aproximativ 25%. Despre cum am putea trăi în casele inteligente, în mod inteligent, bineînțeles, discutăm acum cu Daniel Tudor, organizator al acestei expoziții. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult că sunteți alături. Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Hai să o luăm de la fundație către acoperiș. Ce elemente trebuie să aibă o casă pentru a fi o casă smart? În primul rând, să fie acordată la sistematizare, la utilități, este primul care încep, de să fie practic o zonă care are acest sistem deja pus în practică, măcar să poți să le tragi utilitățile. Apoi, la fundație, deja trebuie să te asiguri că este bine izolată față de tot ce înseamnă pământ, pentru că pământul în sine are și el propria lui energie termică și nu vrei să se facă schimburi cu construcția. După care, după ce ai ridicat structura și pui corect pereții, trebuie să fixezi niște ferestre inteligente, ferestre
cu tehnologie modernă, într-o manieră NZEP, cum spunem noi, adică să nu permită să fie punți termice, adică schimburi termice cu exteriorul. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți fie răcoare vara, să nu existe schimb cu exteriorul, să-ți intre căldura de afară înăuntru. Să nu mai trebuiască să mai schimbi, să mai deschizi, de exemplu, fereastra, dacă ai și o ventilație cu recuperare de căldură. Sau la fel, iarna, dacă vrei să ții căldura înăuntru, să poți să o ții. Și mai departe, contează și de unde îți procuri energia, pe cât posibil din surse regenerabile. Sunt câteva bife în NZEB care se raportează și la acest lucru. Și evident, ultimul lucru care împachetează tot, o izolație bună care să țină din nou temperatura în interior. De aici și ideea de Nearly Zero Energy Building, NZEB, pentru că asta înseamnă, practic, sunt clădiri care consumă cât mai puțin energie sau deloc. Adică după ce s-o răcorit sau s-o încălzit, căldura sau răcoarea rămâne înăuntru. Deci, structural, o astfel de casă este foarte asemănătoare cu orice casă obișnuită, da, făcută bine. Exact. Da. Ce diferă? De unde începe partea smart? Partea smart, dacă te referi pur la tehnologie, începe din momentul în care intri în ea sau chiar dinainte. Adică poți să-ți programezi chiar dinainte să ai căldura care o vrei sau răcoarea pe care o vrei în casă, lumina pe care o vrei în casă. Iar în momentul în care ești înăuntru și practic tu ca om consumi energie, emani o anumită energie, să ai tot timpul confortul temperaturii pe care ți-o dorești, tehnologie pe care ți-o dorești, poate la un click, două distanță, și cu cât mai puțin cost posibil, adică cât mai puțin energie folosită posibil. Ce tipuri de tehnologie există în acest sens? Ne referim noi doar la partea asta de conservare și de folosire a energiei sau vorbim și de partea de securitate, așa cum am văzut în materialul anterior? NZEB Expo, expoziția noastră de la Romexpo, a cuprins practic tot lanțul de care tu spui. A cuprins în primul tot ce înseamnă NZEB, și anume izolații, ferestre, structuri, pompe de căldură, ventilație cu recuperare de căldură. Și a mers și către zona de smart home, în care poți să folosești practic toate echipamentele din casă într-o manieră inteligentă, conectate prin senzori, inclusiv de pe tabletă sau de pe telefon. Și există, da, acest vis în care stau pe canapea și controlez totul din telefon și nu trebuie să mai fac nimic? Este real. Orice. Nu este vis, este real. Da. Deja se întâmplă asta și tot mai multe ansamble rezidențiale noi, tot mai multe case noi implementează astfel tehnologii, deja sunt de masă, nu mai sunt lucruri din viitor, domnule. Și până unde se duce treaba asta? Cât de mult eliminăm din ceea ce eu fizic trebuie să fac, proprietar fiind? Depinde cât vrei. Hai să mergem către maxim. Eu recomand să păstrezi totuși un pic de mișcare, adică nu poți să stai într-un loc, că noi suntem ființe care trebuie să se miște, nu suntem proiectați să fim sedentari. Dar eu spun așa, că dacă viața ta poate fi mai confortabilă și mai frumoasă, să te focusezi pe ceea ce tu îți dorești. Dacă vrei să faci sport, să faci sport. Dacă vrei să stai copii, stai copii. Dacă vrei să îți se gătească cu un instrument pus la bucătărie care să facă singur, la fel. Astfel încât tu să petrești mai mult timp de calitate înconjurat de cei din jurul tău sau uitându-te la un meci la Euro 2024. Sau la Euronews, cine știe. Sau la Euronews, da. By the way, chiar să vorbim și despre costuri. Cât mă costă o astfel de casă inteligentă? Acum depinde ce înțelegi prin inteligentă, pentru că sunt diverse grade. Costul de bază la un echipament smart home, dacă ne fim strict la smart home, este 2000 de euro sau pe acolo. Asta ca să-mi adaptez, da, o casă pe care o am deja, da? Da, construită, exact, în moduri convenționale, da, să spunem, și vreau să o transform într-un smart home. Da, da. 2000 de euro. Da, dacă vrei să pui o pompă de căldură ca să te încălzești sau să te răcorești electric, fără gaz sau fără alte tipuri de combustie, atunci, în momentul de față, există pompe de căldură în jur a 4-5.000 de euro, au scăzut foarte mult prețurile. Dacă vrei să nu trebuie să deschizi fereastra în timpul nopții, să ai tot timpul aer proaspăt, îți pui o ventilație cu recuperare de căldură și aceasta poate să plece de la 1.000 de euro. Mă rog, și lista poate să continue, adică poți să-ți faci o casă care se învârte după soare, cum spune prietenul nostru. Să le luăm pe rând, în acel, da, sistem de smart home de 2000 de euro, ce primesc, ce pot să fac cu el? Este pachetul de bază în care de pe o tabletă sau de pe telefon controlezi lumini, controlezi temperatură și poți controla oriunde spui tu senzori. Adică tu poți să pui senzori în plus, nu știu, la cuptor, la instrumentul care gătește automat și are deja pregătite ingredientele.
conferința NZB Expo nu a fost neapărat numai despre smart home, de asta n-aș vrea să ducem discuția doar aici, pentru că, de fapt, o casă inteligentă nu înseamnă doar aceste echipamente care controleze pe tabletă, ci înseamnă, efectiv, să-ți facă o viață mai confortabilă și cu cât mai puține costuri. NZB înseamnă nearly zero energy building, adică case care consumă cât mai puțin energie. Chiar dacă ele poate costă un pic mai mult, că se adună 2.000 de euro de acolo, 1.000 de euro de acolo, 5.000 de euro de acolo, tu pe termen mediu și lung câștigi mult mai mult pentru că, de fapt, tu consumi mai puțin. Și plus că ai și o viață mai confortabilă. Adică, din punctul meu de vedere, acum, în ziua de azi, cu tehnologie pe care avem să-ți mai pui centrală termică de apartament, este un nonsens. Puneți pompă de căldură, există pompă de căldură compactă de apartament, dacă vrei neapărat să ai în apartamentul tău. Sau dacă cumperi... Poți să fac asta la bloc? Poți să faci asta la bloc dacă îți pui încălzire în parduseală. Da, se poate face. Este doar un spațiu care este dimensiunea unui spațiu pentru centrală termică, deci același lucru, practic. Numai că funcționează foarte bine pompele de căldură cu încălzire în pardoseală. Există tehnologii și pentru încălzire prin radiatoare, prin calorifere. Sunt mai noi, probabil costă un pic mai mult, dar urmează și ele să devină mainstream. Așa că, nu, pentru blocurile noi, de exemplu, pentru proiectele imobiliare noi, noi chiar tot timpul promovăm ideea pentru încălzire sau răcire, să se folosească cât mai multe sisteme de pompe de căldură, inclusiv centralizate. Desigur că uneori, cum e cazul în oraș ca precum Brașov, temperaturile sunt mai scăzute, iarna, poate că nu e suficient să ai dat pompă de căldură deocamdată, poate să trebuie și o centrală pe gaz, dar oricum reduci extrem de mult consumul de energie și reduci factura omului. Câștigi foarte mult pe termenul real, exact ca la o mașină electrică, nu mai plătești nimic sau prea puțin după. Și chiar dacă ar plăti mai mult la început, ți-e scade costul în 5-10 ani, deja îți acoperi fără probleme și chiar ești intri pe plus. În viața ideală, casa smart este și amplasată într-un oraș smart. Da. Și l-ați avut invitat pe Carlos Moreno, creatorul orașului de 15 minute. E practic cel mai bun proiect de oraș pe care îl avem în momentul de față. Da. E greu să găsești un concept mai eficient, să-i spunem, cu timpul și cu resursele noastre în momentul de față. E Bucureștiul un oraș smart? Bucureștiul nu este un oraș smart. Oradea este un oraș smart. Clujul devine un oraș smart, din păcate are încă probleme majore de trafic. Brașov este un oraș smart. Clujul e un oraș smart și fără metrou. Urmează să aibă și metrou. Tocmai să spun că dacă rezolvă probleme de trafic cu metrou și o zonă metropolitană cu tren, poate să rezolvă problemele de transport, astfel încât să devină chiar un oraș de 15 minute. Dar Carlos Moreno, când spune oraș de 15 minute, nu trebuie să o luăm chiar ca atare, ci trebuie să ne gândim că, de fapt, se creează comunități de 15 minute. București este un oraș mult prea mare ca să fie tranzitat de la est la vest sau de la nord la sud în 15 minute. Este imposibil lucrul ăsta. Poate dacă Elon Musk mai creează ceva. Dar Oradea ați spus că este Oradea, un oraș smart. Oradea este un oraș smart și Oradea îl traversezi mai puțin 15 minute. Bucureștiul poate deveni un hub de mai multe comunități de 15 minute. De fapt, de exemplu, luăm zona de nord sau luăm zona Paladii sau luăm diverse zone centrale, cum e aici zona Grozăvești, unde aveți sediul. Dacă ai toate funcțiunile de care tu ai nevoie ca persoană, ca familie sau ca business, la o distanță de până la 15 minute pe jos sau cu bicicleta sau cu transportul în comun, atunci este un oraș smart și este un oraș care îți salvează timp și îți creează mai mult confort, pentru că ai lângă tine un parc, ai lângă tine zonă de business, ai lângă tine un mall, ai lângă tine grădiniță, școală, farmacie, tot ce ai nevoie, de fapt, ca tu să fii un om mai fericit, să ai viață împlinită în acei, sperăm, 100 de ani de viață. Pentru că am văzut foarte multe mituri legate de acest concept, hai să explicăm și de ce există el, adică de ce a apărut în viața noastră și cum ar putea să o ușureze. Orașele au aceste două coordonate. Au densificare și distanță. Da? Densificare, densitate, de fapt, înseamnă că ai mai multe funcțiuni la un loc. Dar pentru că orașele cresc foarte mult și se întind pe distanțe mari și există și zone metropolitane care se înglobează în oraș, încep să existe și distanțe. În timp, datorită urbanizării greșite sau datorită unui management sau leadership mai, să zicem, eronat, ajuns să ai urbanizări de genul aici avem doar zonă de business, aici avem doar zonă rezidențială, aici avem doar zonă de retail și așa mai departe. Și tu, în fapt, trebuie să traversezi oraș întreg ca să ajungi la birou. După aia te traversezi nu știu cât să ajungi la grădiniță și tot așa. Tu, de fapt, ca să reușești să trăiești sustenabil pe termen, mai ales că construcțiile și transportul sunt cele mai emitente de carbon și poluante din lume, da, au cea mare pondere în total emisii de carbon, trebuie să le densifici, să le grupezi la un loc.
pe cât se poate. Dacă poți face o clădire care să aibă toate funcțiunile, înseamnă că ai o clădire de 15 minute. Nu trebuie neapărat să ai un oraș de 15 minute, să ai practic o clădire sau un complex de 15 minute. Și mai poți adapta un oraș sau, iată, o zonă, cum sunt cele din București, în așa fel încât să se plieze pe acest concept? Da, sunt două lucruri mari care sunt nepopulare, din păcate, și primarii de regulă nu prea se aruncă să le facă. Unu, scoți mașinile din oraș. Foarte important. E contraintuitiv, ai spune că trebuie mai multe locuri de parcare. De fapt, nu trebuie. Că mai multe locuri de parcare atrag mai multe mașini și trage mai mult trafic și mai multă poluare. Deci le scoți. Cum le scoți? Cu taxe mai mari și cu, în paralel, dezvoltând un sistem de transport în comun. Ele merg cumva împreună. Nu poți să tai dintr-o dată mașina de astăzi și gata, oamenii să meargă. Că nu o să meargă. Da, neapărat pe jos. Și doi, să dezvolți infrastructura de interacțiune umană. Atât stând, cât și mișcându-te. Adică să ai piste biciclete, ca în Amsterdam, să ai zone de umbrire, pentru că, din păcate, Bucureștiul și România este o țară expusă radiațiilor solare și devine mai cald, cum a fost zilele trecute în București. Să ai zone pedestriene, zone în care mergi pe jos, cum se numește, pietonale, da? În care oamenii interacționează cu unii cu alții. Și atunci creezi, practic, prin interacțiune cu oamenii, suntem ființe sociale și prin această mobilitate naturală, mobilitate sportivă, să spun așa, creezi realmente un oraș sau o zonă mai sănătoasă, la propriu.